Bă, care sunt bogate? Nu, dar nu dancă, nu dancă. 1600, mamă! Upstrate! Mamă! Miagi! Frate! Mami, e mafia unde am fost eu, băi! Scuze! Sunt nerăbăiat! Păi n-am vorbit! Dacă mai tragi o dată, zic sincer că ai jail. Îți zic, îți jur pe mama mea că o să tu o să ai jail. Aaaa, a luat, domnul, ajută! Ai, poi! Nu, mi-am dat demisia, să spune pe ăla, că se poate uita și el. Ajutor! Auzi! Da, 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 mi-am dat demisia. I-am luat fața lui ăla! Hai, pune-te acum în genunchi, hai! Bă, domnul, te-ai stat, domnul, cu masca care stă la genunchi. Auziți? Nu mai ești optic sau ai lunț în cap. Vă dau un sfat! Există camere pe aici, adică... Poate ți-au stat, își puteam da pușiri la Pacific. Bă, stai, colegul, că trebuia să mă duc după Scoția. Bă, bă, ce n-aș paibă să rădeți o organizație și să ajungi în genunchi. Merg și eu să mănânc, să-mi bere pe. Păi adu mașina! Nu pot acum, vin imediat, nu apucăm să jefuim banca până să... Că apropo, colegul, căscuța ai luat-o? Da, n-am nevoie de căscuță, să vină toți aici. 433.000 am la mine, bani murdari. Bun, ce asta are? Jafurile care le-ați mai dat astăzi. Hai, atenție. Eu am să-ți dau 50.000. Dacă că pot să-ți dau acum, că nu mai apare mașina pe hartă. Da, îmi dă-mi. Ia să-i că-ți dau. Păi ce n-avem noi aici? Ce-ai zis, mă? Ce-ai zis, mă? Păi pot să dau palmă? Ziceți, mă, că nu-i faină îmbrăcămintea mea să mor eu. Șala, vreau șala, pe putră. Ce bine să nu mă aupă niciunul. Ce bine, ui. Auziți, dar de curiozitate, chiar dacă vorbesc acum și întrerup, aveți voie să luați pe unul cu ID de 16.000? De curiozitate. Haideți unul înapoi în mașină. În asta, auziți că dacă avem voie să luăm pe unul de 16.000. Avem voie să luăm, nu avem voie să-l jefuim. Dacă te-o cu mic și joc de glezne. Și ți-a rachina că îmi face felul pufirea aia, dracu de prost. Mă, dar mai haideți, mă, că la atâția statici ne cam trebuie și sniperi. Sau? O să vii de acesta cu sniperul. Cedric e pe joc normal, cred. Eu m-aș putea pune fain ca sniper, că am atașamente și nu se aude. Pune-te tu, pune-te tu! Da, stai că... Da, ia mașina mea! Vin boschetarii cu elicopterul și mă vede. Scrie și la Bacali. Alex 50 nu intră deloc astăzi. Abia de intră dimineață și după aia nu e un dut, eu zis Alexandru. Ca și admin. Las că dacă și mâine tot așa o să facă. Băi, pune-te jos, mă. Îi dau direct. Băi. Băieții mei, cine se mai ridică, are câte un roz de la mine cadou. De la de aur. Stai așa, ca să vă informez. Da, ziceți dacă se ridică careva, că eu îmi pun ținte acum. A, ce bine să mă răspund pe ăștia. A, dracului. Da, mi-ar vrea careva să se ridice? Ce adică, careva vrea să vorbească. Ia, Cheliosu! Ia ridică-te, te rog. Ridică-te, mă, când zic. Bă, dau glonț în elicopter? Nu, da, mă, în spate. Mamă, tot ăsta-i dolar. Te presi aici. Așa. Că tău prietenul tău e dolar. Mă, ești la politici, mă, îl iau la pula. Bă, poți să-i dai răsa cu după. Bă, uite-l pe ăsta ce face. Bă, să te scandem și eu. Ce pana mea face asta, mă? Elicopterul s-a pus fix deasupra mea. Da, mă, posibil să te fi văzut.
Da, mă, ies, văzut, nu văzut. Mă cer cu asta. Deci trag în el dacă m-a văzut. Mamă, mm-hmm. Dar sunt polițiștii foarte aproape. Dar nu trage încă, nu trage încă. Eu ies și mă cer cu asta, mă, cum adică vine și-ți bagă mașina mea, îți mă împingă în bancă. Bună doamnă ziua, de la SIA, asta am o curiozitate și eu. De ce mi-ați împins mașina până la intrare în bancă? N-am vrut să vă împingem, vreau nu, vă rog să vă luați mașina de acolo, dacă nu mă toți o static niciodată. Lăsați-mă să vorbesc. Nu, ai ce vorbesc, domnul? Hai, că am țin dat pe capul lui, mută mașina sau glonț. Bă, frate, pot să dau glonț la unii. Ca duba asta, sunt aici pentru a băga 100 cine. Mașina dumneavoastră... Bă, vine elicopterul aici la mine. Nu, eu vreau să-mi luați mașina de acolo, să ies să-mi pun mașina înapoi. Bă, bine, dacă nu pleci cu duba aia, mai față. Nu să aibă ce o sali să iasă. Vărule, deci eu să ies, oamenii nu ești altă și îți muți mașina de aici. Nu mai fi bou. Ne-ai zic așa, fugrasule. E mort. Bă, frate, lasă că sunt prea mulți, trebuie să facem cumva. Ia uite pe ăsta cum se gândește el să facă. Și-a luat tu decizia să tragi, mă. Păi vine elicopterul peste mine. Verilor, ziceți-l să nu mai tragă. Dacă ne mai căutați sniperul, să tragem toți. Bine, comunicăm cu colegii, nu mai căutați sniperul. Repet, nu mai căutați sniperul. Dacă se mai apropie de sniper, Mica o să tragă și în tine. Domnul polițist, vine după o secundă, scuzați, că te rup. Deci lăsați-mă să mă presie. Nu, o secundă, domnul, că am deci, probleme foarte mare. N-aș știu că este ședință cu liderii și trebuie să plec. Rămân, colegii. Dumneavoastră, ceți-vă și luați-vă și mașina, vă rog, că vreau să-mi... E normal să fiu pe Dubai. Ce faci, mă, bacă? Care vorbește? Revenind, domnilor. Vorbesc eu. Ia zi, șefule. Gata, am tras în elicopter. Mai dau, colegă, mai dau. A plecat elicopterul. Dă-i, vezi că îmi dai 5 lei după că te-am parcat. Aha, ca la cerșetori, bun. 10, aici cu capitan. Ține-ți da pe o stat și voi. Așa, zi, că nu te ascultam, scuze. A, frumos, îmi place de tine. Văd câți o statici aveți? 3. Ești aia sau statici? Au să statici, se distrează petrecere, ce mare bairam. Aaa, cu grătar, cu telea. Cu grătar, cu mici. Dubă, dă-i mai în spate puțin. Băi, mai în spate, atât. Top. Așa. Așa. Ce doriți pentru eliberarea acestor domnilor? 4.000 și cale liberă. 4.000 și cale liberă. 4.000 și cale liberă. Am înțeles, domnule. O să mă duc să vă aduc o serviete de 4.000 pentru să... ca să-mi eliberez 2 ostatici. Iar ostaticul ultimul, eu după mine gândesc că vreți să-l eliberați. Așa, este? Bă, ce ai? Ce ai? Să vedem, sunt da, ești deștept. Sau... Am înțeles. Mă duc să aduc duba. Doamne, servieta. Așa. Da? Ce fac, mam? Ce banii, da? Ce pui să ți spună pe jos și ei când pleci. Bă, când după geaf o să omor un polițist direct, instant. Cum adică să-i pună pe jos și eu când plec? Am plinat eu. Bă, tu nu mai dai în spate mașina. Grasule, când v-ați urcat în mașină, omor un polițist direct din dubă? Nu. No. De ce? Asta vine jafu, mă. Da. Ah, ok. Coleg în spate, cât ar mai avem? Ce terminat ești. Ei, o gândește, dar stai să vină ăla. Du-te tu în spate, ăla cu scarul, du-te cu scarul în spate. Coleg cu coleg în spate. Cât ani mai avem? Cât să stai să vedem cât să mai avem. Îi dau glonț mă la elicopter, îi dau glonț la șofer de la elicopter. Scăpăm de el. Îl am în vizor. Da, eliberați ostatici. Îți eliberăm ostatici. Grasule, îi eliberăm? Da, pe doi. Imediat că are ceva mecanism mai greu. Adică e mai cam vechi. Iei tu banii sau cum faci? Da, ias. Pune pe jos o să iau cum plec, pune servieta pe jos. Păi și eu cum fac, mă? Eu ies ultimul sau? Da. Am înțeles. Stați puțin că... Nu, mă, că e caracterul meu. Pune-le colegul, pune-le cheile la cătușe. Nu le da cătușele jos. Pune-le cheile în buzunar. Pune cheile în buzunar, că trebuie mult timp. Acum am lăsat banii. Ai lăsat? Da. Ți-am pus cătușele. Care era comanda? Care era comanda? Care era comanda? De ai cătușele în buzunar? Ai eu, am primit eu banii.
Ah, perfect. 4. Ah, ia-l-slește H. Ai cheile în serviet, în buzunar. Ia-l-slește H. Ai și tu în buzunar. Ia-l-slește H ăla din spate, ia-l-slește H pe care ăla din spate? Ostatic, hai. Băi, pe ăsta eu sunt. Da. Nu tu, bă! Bă, ridică-te mă în picioare. Vreau încă un ostatic. Ăsta, asta, hai, pleacă. Haide. Pe care le-am. Hai, urcă în dubă. Tu, hai, ridică-te și tu. Ia-l-slește H. Dubă, dă-i la secție. Eu cu cine urc? Băi, mine, toți urcăm în mașina mea. Bun, deci, în dreapta n-avem... Se pare că este o problemă. Mașina mea a luat-o Dumnezeu. Nu știu eu, dar... A plecat o mașină, a plecat o mașină. Da, mă, da, taci. Avem spike-uri cumva? Ia. Stai, deci, că nu aveți spike-uri, n-aveți spike-uri. Stai, că e blocată mașina mea, stați un pic, așteptați-vă un pic. Mamă, va pleca mașina. Cât ghinion? Cât ghinion? Mam, de helicopter. Prima dată când e ghinion pentru dumneavoastră. Vreți să-l omor, îl omor? Nu. Oricum, bă, am omorât doi civili, că stăteau prea aproape de noi și cred că voia să ne ajute. Nu știu, dar nu pot să-mi deblochez mașina. Nu știu, că-i dau un telefon. Am și o rugăminte. Ia-te, fratelo. Pentru a continua negocierile într-o stare calmă, să zic, fără a deschide focul, vă rog frumos, transmiteți prin căscuță sniperul vostru să nu mai tragă în suport aerian. Trebuie să mă duc până în mașină să iau telefonul și căscuța. Niciunul dintre voi n-are căscuța? N-are, trebuie să mă duc eu până la mașină. Băi, verilor, voi așa... Eu pus să mor doi polițiști instant și elicopterul și unul de mă duc acum la mașină. Nu, fii atent cum facem, acum o să ieșim toți, dacă trageți nu stați cum moare. O să-i dăm drumul după ce urcăm toți. Bă, dar nu merge mașina, mă, futui mașină pe ea de mașină. Stați, mă, trage de timp că nu merge mașina. Vedeți că mai vine unul. Ia distanță, ia distanță, mai stai și mă aproape. Bă, pișea mașină pe ea de mașină că nu merge. Grasule, când bag pisa. A mers. Urcă-te unul, urcă-te. Îi dau glonț, dau glonț la unul. Poți să lași acolo mașina. Dau glonț, hai. Du-te. Du-te, colegul, du-te. Oricum. N-are șansă. Deja ne-au pierdut, du-te. Da, nu știu asta. Bravo. Încerc fug? A, nu du-te, mă, bate cu du-te. Ei! Ce prost e asta, nu. Dacă nu te știe nimeni pe tine, de ce trebuie să nu încerci? Mă știe. Dacă vin spre tine, trage niu, dai pe CS. Dacă nu, nu mai trage. Ai... Eu? A. Mie nu mi-apare cam... Ia uite-te acolo. Au chemat medicul, mă?